Muzeul Național al Banatului vă invită de miercuri până duminică între orele 10-18 să descoperiți povești vizuale. Naghi Gabor ne invită într-o călătorie prin lumea pastorală, o călătorie ce transcede simplitatea vieții de cioban și ne duce într-un univers încărcat de simbolism și mister. În basme Ciobănești 2 vedem o reinterpretare modernă a mitului Miorița, unde oile și ciobanul se transformă în simboluri ce depășesc granițele timpului. Această temă veche se întâlnește cu elementele contemporane, asemenea personajului din romanul lui Haruki Marakami, în căutarea o fantastice, care se angajează într-o căutare atât fizică cât și spirituală, transmit reprezentanții muzeului. Tonurile pastelate, mișcările delicate ale pensulei și lumina ce pare să izvorască din lucrările sale aduc un sentiment de nostalgie și eternitate. Artistul reușește să aducă la viață un univers în care tradiția se împletește cu visul, unde ecoul câmpurilor devine un cântec nesfârșit.